De ce faci lucruri care sunt considerate imposibil de făcut de către o persoană în situația ta? E, uite, vezi, aici este o problemă a mea. În primul rând că nu consider că lucrurile pe care le fac eu sunt neapărat imposibile de făcut. E adevărat, filozofia mea de viață, dacă vrei, este următoarea, poate fi ușor de rezumat. Cunoaște-ți limitele și încearcă, fără să forțezi totul, să ți le depășești. Să nu te ducă nici în extrema alaltă a teribilismului sau, eu știu, a actelor gratuite. Consider că în viață trebuie să-ți asumi și un pic rolul, cum să spun, să trăiești un pic de nebunie cu minte. Știi, cum ziceau și Fenix, și nebunul cu ochii liniștiți sau ceva de genul ăsta, trebuie să învățăm să fim și puțin nebuni, încă o dată repet, nu la modul gratuit. Crede-mă că dacă aș sta să mă gândesc foarte mult înainte de a ieși din casă în oraș, probabil că n-aș mai face-o, pentru că în următorul sfert de oră s-ar putea să cad fie într-un canal descoperit, fie într-o groapă neprotejată a unei construcții. Trebuie să-ți asumi, în primul rând, neputințele și să ți le conștientizezi, pentru că dacă fugi de o confruntare cu sine, cel mult poți să spui că ți-ai furat căciula, iar pe termen lung lucrul ăsta se dovedește a fi întotdeauna păgubos. Eu mi-am acceptat, în primul rând, neputințele și, pornind de la ele, am zis, trebuie să fac ceva pentru ca să mi le depășesc sau măcar să mi le ameliorez. Și în perspectiva asta pot să spun multe lucruri. De exemplu, am avut o iubită în America, la care am fost de câteva ori, unde am făcut foarte multe lucruri aparent ciudate pentru un om care nu vede. De exemplu, am făcut rafting cu o canoe pe un râu, știi, cu chestiile alea, cu cascadele. Da. Așa, nebunie mare. E super mișto. Am făcut parasailing așa pe deasupra Pacificului. Am fost la... Eu, ca pilot, am fost la o cursă de skijeturi, iarăși genială faza. Ce să zic, am fost într-o croazieră prin Hawaii, adică lucruri care, din punctul meu de vedere, la momentul cu pricina, au fost cât se poate de normale, pentru că am întâlnit contextul care să mă potențeze. Am cunoscut și semeni de-ai mei care se află în aceeași situație cu mine, adică nu văd, care aproape că le este teamă să iasă din casă și întotdeauna au o suspiciune mai mare sau mai mică în ceea ce îi privește pe semenii lor. Și mai e un lucru, am mai cunoscut colectivități de oameni cu handicap care sunt foarte periculoase. De ce? Fiind la oaltă, mulți oameni care au aceleași neputințe au tendința de a se camufla unul pe altul și de a rejecta restul societății. Astfel încât în interiorul acelor colectivități vei auzi foarte des sintagma asta: nu e de al nostru. Lucru foarte periculos, știi? Nu știu dacă ai citit cartea lui Ernesto Sabato despre eroi și morminte. Bine, e o exagerare puțin a unei, știi, are o câteva capitole sau o parte întreagă care se cheamă Dare de seamă despre orbi. Și este o caricaturizare monstruoasă a ceea ce se cheamă o organizație de orbi, care este infernală. Oameni care au același mod de a fi, aceeași cultură, pe care nu-i unesc nici afinitățile sufletești și nici simpatiile naturale,
ci doar handicapul și propriile lor neputințe. Ori lucrul ăsta te anulează pe tine ca valoare, te anulează în fața semenilor tăi și, în general, te naști cu moartea în tine și trăiești cu moartea în tine până la sfârșit. Ce să spun? Un alt lucru care mă determină să fac mereu câte ceva este faptul că consider că să nu mă aflu în situația de a mi se cuveni. Există mulți oameni în jurul meu care cer necontenit, ba de la guvern, ba de la familie, ba de la soție, ba de la părinți. Cer în continuu. Eu îmi spuneam, apropo de lucrul ăsta, că în dimineața în care am să mă trezesc alături de soția mea cu sentimentul ăla că se cuvine ca să fie lângă mine acolo, lucru care te duce la ideea că dispare orice miracol între un bărbat și o femeie, eu atunci o să-mi fac bagajul și o să plec. Pentru că mă feresc să cred că mi se cuvin lucruri. Și lucrul ăsta te pune în ipostaza de a face lucruri și nu de alegere. Apropo de lucruri pe care mi-ar plăcea să le fac, adică nu mi-ar plăcea, îmi doresc să le fac și îmi mobilizez toate resursele în sensul ăsta, ți-aș vorbi așa foarte întreagă despre câteva obiective pe care mi le-am propus să le fac și cu asociația asta ce am înființat-o, care se cheamă Tandem. Mi-aș dori să pot să fac ca în România să existe un centru sportiv de pregătire paraolimpică. Centru care se adreseze nu doar oamenilor cu deficiențe diferite, ci și oamenilor cu dezavantaj social, oamenilor cu copiilor cu vocație, de exemplu, și care n-au mijloace materiale să practice sportul ca pe un hobby sau la nivel de performanță. Lucrul ăsta presupune o investiție imensă și mi-am propus să-l promovez cu ajutorul altor proiecte mai mici. Mi-am planificat pentru la anul să organizăm o ciclocaravană care să plece din Oradea către Londra, să ajungă acolo în ziua debutului Olimpiadei. Mie mi se pare mișto lucrul ăsta, să pedalezi timp de 3 săptămâni, o lună, din România până în Anglia, să cunoști foarte, foarte mulți oameni. Mi-am mai propus să fac un record național care nu există, de viteză la sol în automobil pentru un nevăzător și, dacă mi-ajută Dumnezeu, la anul să pot să-l atac pe cel mondial, care este undeva la 320 de km la oră. Mi-am mai propus să fac un tur al Mării Negre într-o embarcațiune cu pânze. Mi-am mai propus să fac o lansare cu parașuta, un traseu alpin, un tur al lagărelor de concentrare, tot așa pe bicicletă, lucruri care sper să-mi asigure multă expunere și cu ajutorul cărora pot să promovez înființarea acestui centru. Ce sfaturi dai unei persoane care ar vrea să aibă și ea forța ta? Știi cum e? În general se spune că sfaturile e bine să nu le dai dacă nu ți sunt cerute. De, tocmai ți le-am cerut. Bun. Ce sfaturi aș dea eu, așa, semenilor mei, dar care nu trebuie să luate foarte în serios? Întotdeauna m-am temut foarte mult să mă iau foarte în serios. Dacă nu te tratezi pe tine cu un pic de ironie sau să mă exprim mai actual, să faci puțin mișto de tine, indiferent în ce ipostază penibilă te afla, e mare bai pe lumea asta, pentru că
Doar picul ăla de ironie ne salvează de a, de a cădea în penibil și în, sau în deprimare. În al doilea rând, unul dintre sfaturi ar fi... Vai, ce penibil mie! Știi, întotdeauna, sau pe cât mi-a fost posibil, am încercat să nu-mi judec semenii, să nu trag concluzii cu valoare de etichetă pentru ei. Am încercat să înțeleg lucrurile ceva mai mult decât par ele a fi în aparență. În al treilea rând, am luptat cu propriile mele neputințe și eu cred că un om este bine să își conștientizeze, să își acorde timp pentru a-și trăi propriile disperări, propriile dureri, propria singurătate, să o trăiască și să o consume, să o exorcizeze. Pentru că doar așa poate deveni un om liber și se poate descătușa de demonii care îl bântuie și în felul ăsta să-și dorească să facă cu el altceva decât ceea ce crede el că îi se întâmplă.